chemarea asta s-au forjat toate poveștile lor. Iată-i acum aici și v-am anunțat că este un sezon al surprizelor la tot pasul. Ei bine, la propriu, aseară, pe insulele lor, faimoșii și războinicii au văzut, au întâlnit, au cunoscut pe noi concurenți. Bine ați venit la joc! Smărândescu, Elena Marin, Alexandra Cioman, Sorin Pușcaș, v-ați întors la locul faptelor și actelor voastre, cum le-am spus și lor când au început noul sezon All Stars. Bine ați venit! Începem cu faimoșii. Elena Marin! Bine v-am găsit! Bună ziua! Te-ai întors aici unde s-au întâmplat atâta și atâta în sezonul în care ai făcut parte. Cu ce sentiment, Elena Marin? Oh, pregătită, emoționată. Cumva au trecut 3 ani de zile. În momentul în care am pășit în camp, mi-am dat seama că retrăiesc toate momentele de acum 3 ani. Pregătită să lupt până la capăt, așa cum am făcut-o de fiecare dată. Și de ce nu să evoluez, că e vorba despre evoluție, Survivor, și să-mi înveț în continuare lecțiile. Elena Marin, tu știi foarte bine ca toți ceilalți cu ce să mănâncă Survivor, mai ales dincolo de trasee. Cum te-au primit cu echipierii? Cum simți că te-au primit? Căldură, apreciere, primire, cum a fost? A fost un vibe ok. Încerc din tot sufletul, că de fapt asta ne-am dorit, asta am vorbit și cu Zmără, să le dăm putere, să venim aici, să fim o echipă, pentru că în momentul în care suntem o echipă, vom reuși să câștigăm toate reward-urile, să îi alimentăm din energia noastră și, bineînțeles, să câștigăm. Foarte bine. Au fost ceva probleme și la locul de dormit, înțeleg. Adică modul în care v-ați așezat pentru dormit, cum ai găsit asta, Elena Marin, față de ce știai tu că se întâmplă într-o tabără? Într-adevăr, am văzut că baraca este mult mai mică. Încă de când am ajuns pe insulă, i-am spus lui Zmără, oare cum vom dormi? Ideea este că am încercat să nu mă bag în momentul în care s-a făcut împărțeala cum să dormim. Fiecare cumva au câteva zile înaintea noastră și este normal ca fiecare să-și păstreze locul. Am stat așa cu mințică, am ascultat, într-un final s-au rezolvat treburile, mi-am găsit locul meu și, până la urmă, asta e cel mai important. Bine ai venit încă o dată, Elena Marin! Bine v-am găsit! Bine ai venit, Cătălin Smărândescu! Salut, Bogdan! Cum simți revenirea, Cătă? Cum a fost? Emoții. Asta e cel mai tare sentiment care am. Emoții foarte mari. Am impresia că particip și cam așa sună la un campionat mondial în care doar unul singur va câștiga marele premiu. E adevărat, sunt mulți puști, foarte tineri, mulți concurenți foarte buni, dar întotdeauna Dumnezeu va da fiecare ceea ce merită. Și cum traseele sunt destul de complicate și grele, doar finalul va face diferența între cei mai buni și cei mai puțin buni. Eu am găsit o echipă foarte unită și asta e cel mai important. Lăsând la o parte micile discuții, care sunt chiar mici de tot, sunt o echipă foarte unită. E normal, când stai în atâția oameni care, în mod normal, nu stai împreună, să existe și mici discuții. Dar astea sunt mai mult de caterincă, de, na, glume, ce poți să faci? Și noi ăștia care suntem mai în vârstă, trebuie să ne adaptăm la cei care sunt mai puști, mai tineri și cu asta basta, trebuie să mergem înainte. Până la urmă suntem o echipă, până în momentul în care se va sparge cumva lucrurile și se vor sparge cumva lucrurile și se va alege, știu, cei care vor intra în finale, mai e drum lung. Până atunci echipa contează. Așa este, foarte bine. Zani, te întreb, s-a întors Elena Marin, voi ați făcut istorie în sezonul vostru, au fost foarte multe interacțiuni între voi. Cum simți momentul ăsta, Zani? Elena este enigma mea. Am încercat să, acasă, știi, să vorbesc cu ea, cât am putut să încerc. Nu s-a putut, din câte am înțeles, mulți nu au mai vorbit cu ea. Sper să avem ocazia să ne cunoaștem mai bine de data asta în acest sezon. Plaja e lungă, suntem mulți. Dialoguri vor fi și deocamdată ce simt, nimic. Sper să ne cunoaștem mai bine. Timp este, într-adevăr. Bine ați venit încă o dată, faimoși, în rândul tribului vostru.